Magazinul Direcției Județene a Finanțelor Publice Gorj atrage șoferii ca un magnet. Unitatea oferă spre vânzare zeci de anvelope de iarnă confiscate de la comercianții cu probleme. Aproape 1,3 miliarde de lei vechi au încasat finanțiștii gorjeni de la începutul acestui an din vânzarea de produse confiscate. Cel mai bine s-au vândut articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte, însă acum anvelopele de iarnă au trecut pe primul loc. Șoferii care nu au bani să cumpere din unitățile de profil spun că magazinul Direcției de Finanțe este o bună alternativă. La salariile și traiul din România nu ne permite să ne luăm mai ales în magazinul. Mai bine de aici, de la finanțe? Ce să facem? Mult mai ieftin și față de anul trecut în magazin s-a dublat prețul. Nu sunt bani, șef. Mai bine pe ultima 100 de metri decât deloc? Păi decât deloc, așa e, da. Găsiți dimensiunile dorite de dumneavoastră? Nu găsim, mai căutăm. Prețurile cum sunt? Acceptabile. Prețurile bunurilor confiscate sunt în medie cu 30% mai mici decât în restul magazinelor. Cele mai multe anvelope sunt la mâna a doua, însă șoferii norocoși se pot alege și cu produse noi. Cel mai bine s-au vândut produsele de sezon. În această categorie se includ plasele de cadouri, ornamentele pentru brad și anvelopele pentru autoturisme. Aceste anvelope au avut prețuri cuprinse între 20 de lei și 200 de lei, cele cu jantă cu tot. În magazinul finanțiștilor, alături de anvelope, se mai găsesc și schiuri electronice sau articole de uz casnic.